Campionatul de fotbal Luceafărul se apropie de final, iar lupta pentru primele poziții în clasament devine tot mai interesantă. Finalista de anul trecut, Vulturii, și-a asigurat prezența în semifinale și speră ca și anul acesta să câștige competiția. Vulturii nu au dat uitări înfrângerea din finala sezonului trecut și sunt hotărâți să devină campioni. Prima fază nu a fost destul de dificilă, probabil că meciurile mai grele, mai dificile urmează în semifinale și sperăm și noi și în finală. Sperăm să reedităm finala de anul trecut cu echipa Univers. Din păcate pentru noi anul trecut am pierdut finala. Sperăm anul ăsta să depășim nivelul de anul trecut și să câștigăm campionatul de la Luceafărul de anul acesta. Dincolo de miza competiției, jucătorii susțin că la fel de important este și faptul că reușesc să-și consume energia într-un mod plăcut și benefic pentru sănătatea lor. De plăcere, de mișcare, sport, sănătate. Sezonul viitor al campionatului va fi unul plin de surprize. Organizatorii pregătesc încă două competiții care speră să se bucure de succes în rândul sibienilor. Pentru viitor o să fie ocupă la de fete, care va fi susținută și organizată în primul rând de Consulatul German. O să fie o Cupa României pe care organizează Federația Română de Fotbal Amatori, aici la Sibiu. Începând din acest sezon, câștigătoarea campionatului Luceafărul va participa la turneul final, unde va întâlni cele mai bune echipe din țară la fotbal pe teren redus.